Rezultatul deliberării cu votul a 9 membri pro și 1 împotrivă, Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât. Se propune Parlamentul Republicii Moldova numirea lui Paleluș Mihai în funcție de președinte al Curții Supreme de Justiție pe un termen de 4 ani. Micu, ești un gunoi, Micule! Jos! Micu, ești un gunoi! Jos, punta! Jos, punta! Nu uita! Pușcăne! E casa ta! Micu, că nu uita! Pușcăne! Ковриан Гурин, ești un criminal! Ești un criminal, pur și simplu! Ești colegul meu, dar ești un criminal! De-i răspunde, pur și simplu de-i răspunde pentru toate mângările care ai făcut! Nu, suți-vă tare, de-i răspunde pentru tot ce ai făcut! Micu, ești o canalie ordinară! Sunteți o cuntă! Cuntă lui Comariu! 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 Ca un mod criminal să-l votați! Ușile închisă pe un om care este compromis! Nu merită să fie, se ascunde și mai clipește de mod! Tu ești un criminal, Micule, înțelegi? Și tu știi că eu știu! Tu știi că eu știu că ești un criminal, pentru că ai dat indicații pentru revizuire unui hotărât! Va veni timpul când și Cornel Curi va sta pe banca acuzaților! Nu, asta nu este așa! Și din casul meu! Ticăloșii! 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 Ascultați-vă, domnule Micu! Ascultați-vă, domnule Micu! Ce a spus?